Casa Națională de Asigurări de Sănătate a încheiat noi contracte cost volum rezultat cu 3 deținători de autorizații de punere pe piață a tratamentelor fără interferon. A fost și momentul în care au fost inițiate demersurile necesare pentru includerea condiționată a noilor tratamente fără interferon în lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală pe bază de prescripție medicală. Acest program a început datorită insistențelor Casei Naționale, care a finalizat și încheiat noi contracte cu 3 deținători de autorizație a tratamentelor fără interferon. Medicii gastroenterologi și infecționiști vor avea la dispoziție 3 molecule, dintre care una complet nouă, care va duce la o mai mare varietate a tratamentului la care au acces asigurații. Medicii gastroenterologi și infecționiștii vor avea acces la 3 molecule, dintre care una complet nouă, lucru care va aduce o mai mare varietate a tratamentului la care au acces asigurații. Pentru oferirea celor 3 variante de tratament sunt declarați eligibili un număr de 13.000 de pacienți la nivel național, dintre care 12.100 de pacienți cu fibroză F1, F2, F3, F4, ciroză compensată, 750 de pacienți cu fibroză F4 și ciroză decompensată, 100 de pacienți cu insuficiență renală cronică aflați în dializă, indiferent de gradul de fibroză, și 50 de pacienți cu transplant hepatic. Planul de acțiune al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate are în vedere atingerea obiectivelor Ministerului Sănătății și Uniunii Europene, care urmăresc eradicarea totală a virusului hepatitei C până în anul 2030. Astfel, în perioada 2015-2016 au fost tratați 5.860 de pacienți la nivel național cu o rată de succes de aproape 99%. Etapa a doua a inclus 12.000 de pacienți eligibili, pentru ca cea mai recentă etapă să vizeze 13.000 de pacienți eligibili, dar cu un spectru mai larg, fibroză tip F1-F4.